Cazul de trafic de țigări de contrabandă, soldat cu urmărire ca în filme și împușcături, continuă. Miercuri la Bilca, polițiștii de frontieră au urmărit două autoturisme de teren care au ignorat semnalele regulamentare efectuate de echipajul poliției de frontieră, drept pentru care au fost nevoiți să tragă mai multe focuri de armă. Doar unul dintre șoferi a fost prins, acesta fusese rănit și a ajuns la Spitalul Județean Suceava pentru a primi îngrijiri medicale. Glonțul nu l-a oprit însă să facă o manevră pentru a-i bloca pe polițiști care astfel au pierdut urma celuilalt autoturism, despre care se crede că transporta țigări de contrabandă. Zona din apropierea incidentului a fost ulterior cercetată amănunțit, iar pe direcția de deplasare a celor două autoturisme de teren au găsit 9 colete ce conțineau țigări de contrabandă de proveniență ucraineană. Acestea conțineau 5.890 de pachete de țigări în valoare de 59.000 de lei, care au fost ridicate în vederea confiscării. Pe timpul verificărilor au fost anunțate și autoritățile de frontieră ale statului vecin în vederea cercetării în comun a evenimentului. Astfel, a avut loc o întrevedere de frontieră în cadrul căreia s-a stabilit faptul că, pe direcția respectivă, a avut loc o trecere ilegală a frontierei în scop de contrabandă cu țigări. Ca urmare, cercetările se fac sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, dar și a trecerii ilegale a frontierei de stat.